Institutul Național de Sănătate Publică și MSD România continuă șirul campaniilor ce au ca scop îmbunătățirea prevenției cancerului de col uterin din România. În dorința de a crește nivelul de informare al femeilor din România cu privire la metodele de prevenție ale cancerului de col uterin. Cancerul de col uterin este un cancer care poate fi prevenit. Depistat în stadiu incipient, cancerul de col uterin poate fi vindecat în proporție de 100%. Acesta este al doilea cel mai des întâlnit cancer la femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani. Rata estimată a mortalității cauzate de cancerul de col uterin în țara noastră este de aproape 4 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Prin prevenția primară, prin vaccinare, pot fi prevenite până la 80% din cancerele de col uterin. Din peste 200 de tumori pe care o femeie le poate dezvolta de-a lungul vieții, iată că există una care poate fi prevenită prin vaccinare. Ne dorim ca de aici încolo să aibă un alt suflu, să constituim mai multe rețele în județul nostru și ne dorim să implicăm mai mulți medici, mai mulți medici de familie, fiindcă rolul dumnealor este extrem de important. Trebuie subliniat faptul că dumnealor au și obligația să înscrie pacienții în acest program. Programul național oferă această testare în mod gratuit femeilor. La Constanța aceasta se poate face la 2 unități sanitare, respectiv Spitalul Județean și o clinică privată. Testul Babeș Papa Nicolau se face fără trimitere de la medicul de familie. În acest moment nu le mai trebuie nici măcar un bilet de trimitere. Toate formalitățile care țin de administrația programului sunt îndeplinite direct la colegii de la cabinetele de ginecologie și de planning familial. Programul vizează femeile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. Testul este simplu și nu comportă riscuri, iar rezultatele vin în 30 de zile. Județul Constanța ocupă locul 3 într-un clasament în ceea ce privește numărul de cazuri depistate.